Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Confesiuni Academice, vă spune Liviu Dumitrascu. Invitatul special din această seară este domnul Constantin Ionescu Târgoviște, membru corespondent al Academiei Române, profesor universitar la Clinica de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Bună seara, domnule academician! Bine ați venit la a doua emisiune cu dumneavoastră în studioul nostru Alpha TV. Bine v-am găsit din nou lângă Boulevardul Castanilor. Ați venit când n-au înflorit castanii, dar poate până terminăm emisiunile vor înflori castanii. Obișnim să prezentăm telespectatorilor noștri repere importante din biografia dumneavoastră. În prima emisiune, mult mai detaliat am prezentat, acum am să prezint mai în sinteză. Sunt și membru al Academiei de Științe din New York, 1994, membru al Academiei de Științe Medicale, din 1992. Ați condus timp de 10 ani Clinica și Institutul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice Paulescu din București. În decursul a 4 decenii de activitate științifică și asistență spitalicească, domnul academician Constantin Ionescu Târgoviște a dus contribuții importante la ridicarea nivelului asistenței diabetului și a bolilor metabolice din România. În cadrul unei colaborări cu centrele de genetică umană din Oxford și Cambridge, care a debutat în anul 1996, a efectuat, împreună cu dr. Cristian Guja, una dintre cele mai ample analize genetice ale tipului 1 de diabet, identificând unele particularități specifice populației din România. Este autorul a 5 brevete de invenție pentru realizarea unor medicamente antidiabetice care se găsesc pe piața românească. Vă rog să le listați dumneavoastră să mă ajutați. Da, este vorba de FitoDiab, conceput pentru combaterea diabetului, FitoLib, Neuromion pentru neuropatia diabetică, FitoLib pentru lipide, iar Retinofortul, care se găsește și pe piața noastră aici, pentru cei care doresc să-și protejeze vasele, el a fost conceput pentru protejarea vaselor retiniene foarte afectate la pacientul diabetic, dar același efect pozitiv îl are asupra tuturor vaselor organismului, corp, vase periferice, creier și așa mai departe. E probabil cel mai bun protector vascular, zicem noi, documentat experimental, care există pe piață, că se găsește și cei care vor să-și protejeze inima, vasele și să trăiască mult, să ia o tabletă din acel produs și cred că va face bine pentru organismul său. N-au ce regreta. Președintele Asociației de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice 2001-2003, președintele Asociației Medicale Română din anul 2005. Știu că este urmează să fie un congres, în Ploiești aveți foarte mulți prieteni, doctoranzi și nu doar atât. Poate nu este lipsit de importanță să asculte mesajul dumneavoastră. Cred că această sesiune a doctoranților a fost concepută pentru persoanele tinere, studenți, rezidenți, doctorați, care reprezintă partea cea mai activă a tineretului nostru, dornici să facă ceva în viață. Și vreau să spun că sunt cam 100 de participanți în fiecare an, anul acesta pe 26 aprilie va fi sesiunea doctoranților, urmează 27 și 28 cu alte manifestări în cadrul aceleiași congres, dar de fiecare dată am regăsit valoroși studenți, tineri, dorniți să cerceteze, dorniți să aducă ceva nou și contactul dintre ei este extrem de important pentru că cele mai importante lucruri se fac interdisciplinar. Și acolo vin și biologi, și biochimiști, și fizicieni, medici, evident, și alte categorii de persoane interesate de științele vieții. Activitatea editorială. Mi-am notat câteva titluri. O parte din lucrări sunt cite expuse. Hipertensiunea de origine renală, Istra-Medical, 1974. Stările hiperosmolare, Editura Științifică și Enciclopedică, același an. Echilibru acidobazic, Științifică și Enciclopedică, mă refer la editură, 1979. Necesitate și abuz în alimentație, Editura-Medical, 1981. Bazele biochimice ale nutriției, Editura-Medical, 1985. Hipoglicemiile, Editura-Medical, 1990. Teoria și practica acupuncturii moderne, Editura Academiei, 1992. Insulina, descoperirea medicală a secolului, aparține românului Paulescu, Editura Genezei, 1996. Diabetologia modernă, Editura Tehnică, 1996. Tratatul de medicină internă, sub redacția profesorului Păun. Diabetul în România, coordonator Constantin Ionescu Târgoviște, în 2001. Tratat de diabet Paulescu, Editura Academiei Române, coordonator Constantin Ionescu Târgoviște. O să-mi permit să mai adaug, față de prima emisiune, câteva elemente. Tratatul de diabet Paulescu, Editura Academiei, 2004, coordonat de dumneavoastră, academician Constantin Ionescu Târgoviște, rămâne reperul cel mai solid în viitoarea configurație a diabetologiei românești și chiar europene. Tratatul de diabet Paulescu a fost gândit să fie urmat de volumul Tratatul de nutriție Paulescu. Da. De ce acest nume? Că mi s-a pus și această întrebare la lansarea tratatului care a avut loc în sala Ion Heliade Rădulescu. Menționez că este și el târgoviștean, Heliade Rădulescu, primul președinte al Academiei Române, îi poartă numele acea sală. De ce tratat de diabet Paulescu? Pentru că în Statele Unite cel mai celebru tratat este Jocelyn's Diabetes Mellitus, tratatul de diabet al lui Jocelyn, care a fost unul din fondatorii diabetologiei americane de la Boston. Pentru Europa am zis că Paulescu's Diabetes Mellitus, adică tratatul de diabet al lui Paulescu, ar putea să fie cel mai reprezentativ. Nu este o copie a nici altui tratat, este original și ca structură. Sigur, conținutul depinde, este comun tuturor, dar el este original de la cap la coadă. La el au participat mulți membri ai colectivului de la Institutul Paulescu și elevi de la Institutul Paulescu care lucrează în alte centre universitare. A fost scris 1500 de pagini pentru a intra într-un singur volum. A trebuit să găsim o hârtie foarte subțire, biblică. Cam biblică, este o Biblie, da? Poate să fie, mă rog, să se extindă, să zicem, cuvântul și la calitatea ei de Biblie a diabetologiei românești. Eu am făcut-o cu intenția ca ea să fie republicată de mai multe ori, așa cum s-a întâmplat cu tratatul Jocelyn, pentru că știința progresează și din timp în timp, poate din 7 în 7 ani, poate din 10 în 10 ani, să fie o nouă ediție coordonată de un alt autor. Profesorul academician doctor Constantin Ionescu Târgoviște este cel mai avizat cunoscător și continuator al descoperirilor înaintașului său, profesor doctor Paulescu. Curat de rodul cercetărilor sale, insulina, dar nu și de recunoașterea internațională. Da, după cum ați înșiruit și dumneavoastră, o mare parte din lucrările pe care le-am și din activitatea mea, dacă vreți, din energia pe care am consumat-o, a fost aceea legată de recunoașterea celei mai mari descoperiri medicale făcute în Europa ultimului mileniu. Pentru că descoperirea insulinei a activat nu numai domeniul diabetologiei, este primul hormon care a fost individualizat și cunoscut ca secvență aminoacidică, în jurul ei s-au atribuit, indirect sau direct, cel puțin 7 premii Nobel. Primul a fost cel din 1923, care ar fi trebuit să-l primească Paulescu și Colip, așa cum am scris în una din lucrările noastre publicate în limba engleză împreună cu Francis Dvorșa, un român care trăiește în Canada, dar după aceea, sigur, cu această ocazie spuneam eu la vremea respectivă că Paulescu ar fi meritat să primească 2 premii Nobel, nu numai 1, pentru motivul că înaintea descoperirii insulinei și ca o condiție a acestei descoperiri, Paulescu a înțeles diabetul, a schimbat paradigma, a schimbat modul de viziune al diabetului ca fiind nu numai o boală a metabolismului glucidic, urina, hiperglicemia, glicozuria, hiperglicemia, și este o tulburare a metabolismului energetic al întregului organism, adică și al proteinelor, și al lipidelor, și al glucidelor. Ăsta e motivul pentru care ar fi trebuit să primească un premiu Nobel. Pentru că, de fapt, aceasta este esența diabetului, așa cum o înțelegem azi, dar nimeni n-a înțeles-o atunci. Și un comitet care a analizat în 1971 descoperirea insulinei a făcut o observație puțin ciudată, să nu o numesc altfel, a unei a membrilor comisiei, că dacă Paulescu n-ar fi studiat cu mare amănunțime, nu numai metabolismul glucidic, dar n-ar fi studiat lipidele, proteinele, pentru care ei considerau că sunt cam în afara problemei, poate ar fi ajuns mai curând la utilizarea ei în terapie. Ori tocmai protocolul pe care l-a creat Paulescu, grație concepției noi a sale, a permis descoperirea insulinei, lucrările sale fiind publicate cu un an înaintea celor ale grupului canadian, care au avut un merit în sensul că unul din membrii echipei, de altfel au fost 4 persoane, care între ei s-au bătut ca fiorii, au pus mâna pe descoperirea lui Paulescu și apoi, așa cum l-au numit coșul cu crab din Toronto, cei 4 s-au bătut între ei care să smulgă mai mult din această mare descoperire, care de fapt a fost atribuită pentru că prin purificarea de către Colip a unuia din membrii echipei, care n-a primit nici el premiul Nobel, purificarea extractului pancreatic al lui Paulescu a permis, într-adevăr, administrarea la om. Paulescu prevăzuse acest lucru în brevetul său de invenție, pusese toate etapele, le enumerase care trebuie îndeplinite pentru ca eficiența produsului să fie cea care este necesară și lipsită de nocivitate. Aici aș sublinia marea moralitate a lui Paulescu, care nu-și permitea să utilizeze la om un produs care nu era suficient testat ca Banting a trecut peste această barieră și a administrat produsul lor, a produs 2 abscese și după ce s-au apărut acele abscese, nu s-a mai utilizat acel produs. Deci, Banting, care a primit premiul Nobel, și Medleod, niciunul, nici altul nu merita. Dacă erau să merite cineva, era Paulescu și Colip, cel care purificase extractul pancreatic. Acest lucru, din păcate, n-a fost cunoscut bine. Ce a făcut Paulescu la vremea respectivă era de domeniul viitorului. Un viitor în care România nu trăia. Ea trăia într-un trecut foarte întunecat. Descoperirea lui n-a fost înțeleasă, n-a fost percepută și mai ales n-a fost susținută. În Canada a existat o mobilizare a Parlamentului, a mass-mediei, a unor colegi din universitate care au făcut atâta zgomot la, la radio, că televiziunea nu era, în presă, presa care a făcut foarte mult și presiuni mari făcute asupra Comitetului Nobel de către oameni și avem documente în acest sens. S-a făcut o nominalizare fără o cunoaștere bună, mai ales unul din membrii juriului a returnat dosarul și chiar și a spus că niciodată, participând la numeroase decernări ale Premiului Nobel, n-a fost în poziția de a da un verdict fără să aibă lucrările celor care, lucrările scrise, doar vorbe și tăieturi din ziare care sunt inacceptabile. Și a spus el o profetic, parcă o frază, dacă vom proceda așa și vom nominaliza fără o dovadă, vom putea constata ulterior că alții au făcut lucruri mai importante în acest domeniu. Lucru care a fost descoperit, din păcate, nu de noi românii, ci de Ian Marei, un mare diabetolog scoțian, care încercând să facă prin anii 1970 să apropia semicentenarul descoperirii insulinei, încercând să facă un istoric al descoperirii și văzând una din lucrările lui Paulescu, lui s-a părut, hai domnule, că ăsta a descoperit înaintea canadienilor. Pentru că în momentul, după decizionarea Premiului Nobel, în afara protestului lui Paulescu, care a trimis o informare la Carolinska, nu a mai existat nicio reacție, toate reflectoarele au fost îndreptate către cei de acolo, deși Paulescu a fost profund afectat de această nedreptate. Eu am vorbit cu o persoană în vârstă, acum am murit și ea, era fiul mecanicului care îngrijea de aparatura profesorului Paulescu și avea 8-9 ani la vremea respectivă, îl cunoștea, Paulescu îl cunoștea foarte bine, că se ducea și îi trimitea să culeagă de pe lacurile din jur broaște pentru experimentele de la laboratorul de fiziologie, le dădea și bomboane. Și zice, într-o seară, profesorul, tatăl meu a venit foarte supărat acasă și soția mea, mama mea, soția mecanicului, zice, ce s-a întâmplat? Ce profesorul Paulescu este distrus. Niște canadieni i-au furat invenția. Deci, dacă mecanicul lui a fost impresionat de reacția unui om care, într-adevăr, lucrase 20 de ani la o cum se spune eu, la o catedrală pe care o construise și putea fi văzută cu ochiul liber și însușită de altcineva, i s-a părut o nedreptate, cum să spun eu, nu era un om orgolios, dar era un om care nu accepta imoralitatea chiar a altora, furtul, așa cum spune el, muncii altuia. Faptul că acest Ian Marei a adus la cunoștința lumii, nu fără greutate, pentru că profesorul Pavel, cu care a corespondat Ian Marei, are o a doua carte, prima în limba engleză, Prioritatea lui Paulescu în descoperirea insulinei, a doua carte în 1982 este corespondența pe care el a purtat-o cu toate personalitățile lumii în jurul descoperirii insulinei, și a comitetului pe care l-a declanșat în cadrul Federației Internaționale de Diabet, care, având dosarele celor două echipe, în final și-au dat seama că Paulescu a descoperit insulina, dar ei aveau misiunea de la început ca nu cumva, în prima frază, prin această comisie încercăm să semnalăm contribuția altora în descoperirea insulinei, dar sub nicio formă să afectăm contribuția lui Banting și lui Best fiind unul dintre membrii echipei care trăia încă, a murit în 78, lucrul ăsta se petrecea prin 71. Ăsta e motivul pentru care profesorul Pavel a trebuit să se lupte o viață întreagă și m-am întâlnit cu dumnealui imediat după Revoluție, pentru că profesorul Pavel a fost izgonit din propria lui clinică, în care n-a mai intrat timp de 20 de ani, s-a retras în casa lui, a lucrat la susținerea priorității lui Paulescu. Cine se ducea la profesorul Pavel era un dușman al clinicii, motiv pentru care, sigur, nu după Revoluție am putut să mă duc. Am făcut niște înregistrări care s-au pierdut, din păcate, pentru că ulterior s-a îmbolnăvit, dar mi-aduc aminte durerea mare pe care o avea, că în ciuda strădanilor sale, Paulescu nu a fost încă recunoscut deschis ca descoperitor al insulinei. Eu i-am promis atunci că lupta pe care el a dus-o va fi preluată și continuată și atât cât mi-a stat în putință, am încercat să-mi îndeplinesc această promisiune. Domnule academician, aș vrea să încheiem frumos partea întâi a emisiunii și vă cer permisiunea să dăm pe post o confesiune a dumneavoastră. Nicolae Constantin Paulescu, membru postmortem al Academiei Române în 1991, este pentru medicina românească ceea ce Mihai Eminescu este pentru literatura română. Da, am făcut această comparație pentru că nu numai descoperirea insulinei, despre ea se vorbește cel mai mult. Vreau să spun că anul trecut am avut inițiativa de a republica Tratatul de Fiziologie Medicală al lui Paulescu, publicat în 1919-2021, în perioada în care Facultatea de Război Mondial, de Prim Război Mondial, când s-au închis laboratoarele facultății, el s-a retras în casa din strada Calonfirescu 15, care e casă memorială acum. Strănepotului Paulescu trăiește, din păcate are o tumoră cerebrală, va trebui să meargă în Germania să opereze. Sper să întoarcă sănătos, ca să putem continua și refacerea casei sale memoriale. Deci, a trebuit să reiau firul luptei pentru descoperirea insulinei cu diferitele ocazii care s-au perpetuat și prima a fost aceea că în 1996 era anunțată aniversarea a 75 de ani de la descoperirea insulinei printr-un congres organizat la Toronto. Între timp, la Toronto lucrurile se schimbase în ceea ce privește istoricul descoperirii insulinei. Partea bună, pozitivă a lucrurilor este că un istoric canadian, Michael Bliss, a scris în 1982 un bestseller, într-adevăr, o lucrare foarte documentată privind ce s-a întâmplat la Toronto. Și eu am spus, domnule, da, ce s-a întâmplat la Toronto în 1922 lipsește ce s-a întâmplat la București în 1921-22. Asta este sarcina noastră. Deși el îl pomenește pe Paulescu de multe ori în lucrarea sa, așa se învârte în jurul cozii, doar zicând în final că Paulescu aproape a descoperit insulina, considerând că utilizarea în clinică înseamnă descoperirea insulinei, ceea ce este cu totul aberant, pentru că o descoperire, înainte de a fi aplicată în clinică, trebuie documentată bine, experimental și serios. Fără asta nu se poate. Aia este etapa grea care a durat 20 de ani. Purificarea insulinei a durat exact 3 săptămâni pentru colib și a făcut-o utilizabilă, eu cred că și produsul lui Paulescu, care îl făcuse atunci când a brevetat insulina, era utilizabil la om, dar spre deosebire de canadieni, Paulescu lucra într-un laborator, nu era în clinică și nu-și putea permite să administreze la om un produs asupra căreia nu era garanția că nu poate face. Sigur că cu această ocazie am scris, pe lângă lucrarea în limba română, Descoperirea medicală a sărcului aparține românului Paulescu. Vreau să vă spun că Adrian Paulescu mi-a sugerat să scriu acest lucru, că aparține românului, adică României, această descoperire. De altfel, Adrian Paulescu a jucat un rol important în sprijinirea acestei tuturor activităților legate de promovarea imaginii lui Paulescu și a statuii lui Paulescu, pe care am reușit să o amplasez în 2001 în fața Facultății de Medicină, dar revin la 75, când am scris o carte în limba engleză împreună cu un elev al meu nigerian de origine, care m-a ajutat la traducerea bună în limba engleză, Rediscovery of Insulin, replică la cartea lui Michael Bliss, care se numea Discovery of Insulin. Și Rediscovery of Insulin însemna punerea în pagină a contribuției lui Paulescu. M-am dus cu această carte la Toronto, la Congresul din Toronto, unde avusesem în corespondență, mi se sugerase că voi avea posibilitatea să expun și punctul de vedere al României. Acest lucru nu s-a mai întâmplat. Știu că la un moment dat unul din organizatorii, Michael Bliss, cu care corespondasem, mi-a spus că nu știe sigur dacă e foarte aglomerat programul, dacă pot spune ceva. Eu aș fi vrut să spun, am o intervenție destul de scurtă. Nu am avut-o. Au trimis un coreean care lucra pe acolo și mi-a spus că e suficient că am împrăștiat cele 100 de exemplare pe care le facem din cartea mea, 200 de exemplare. Sigur că, judecând așa, m-am gândit, domnule, poziția mea acolo era ca aceea la o nuntă când te duci și vrei să spui la nuntă acolo, domnule, tocmai cu femeia asta ți-ai găsit să te întorci, care a trăit cu toată lumea. Ei, cam așa venea, probabil, cuvântul meu, motiv pentru care am înțeles reticența lor de a-mi da cuvântul, pentru că odată cuvântul dat, puteam să justific foarte bine că prioritatea descoperirii insulinei aparține lui Paulescu. Vreau să vă spun însă că la întoarcere am făcut un popaz la Indianapolis, la firma Lilly. Lipsea Paulescu din panoplia respectivă, dar la ședința, care o ședință mare cu câteva sute de participanți, mi-a adus aminte una din colegele mele, eu m-am ridicat, că puteau să pună întrebări sau să facă comentarii asupra tratamentului cu insulină, aveam pregătite niște transparente pe care le-am pus și am prezentat concluziile lui Paulescu și toată lumea a rămas impresionată că știau câte ceva, că nu cei doi descoperise insulina, dar nu aveau amănunte asupra acestui lucru. Lupta pentru această descoperire continuă și va continua până când adevărul va fi pus pe soclul unde poate să-l vadă toată lumea. Domnule academician, v-aș vrea să continuăm discuțiile noastre. Emisiunea a doua, în care încă o dată vă mulțumesc pentru participare, am intitulat-o Premiile Nobel și Diabetologia. Vă rog să-mi permiteți să citesc din dumneavoastră, dintr-o prefață la lucrarea Tratat de Diabet Paulescu. Dacă descoperirile care au stat în spatele multor premii Nobel pentru fizică, chimie sau medicină nu s-ar fi făcut niciodată, diabetul ar fi rămas cel din timpul lui Areteus, o boală misterioasă, sau cel din timpul lui Morgani, o boală cu sediu necunoscut. În lucrarea Tratat de Diabet Paulescu ați prezentat în anexe lista cercetătorilor care au primit premiul Nobel pentru medicină, chimie și fizică. Înainte de a analiza premiile Nobel din perspectiva diabetologiei, vă rog să comentați puțin necesitatea inserării celor trei liste, medicină, fizică și chimie. Mie mi s-a părut foarte interesant. Da, vreau să vă spun că, sigur, omul este un întreg și toate legile fizice, organismul uman se supune acelorași legi fizice și chimice care acționează și în lumea, să zicem, nevie, dar cu o complexitate mult mai mare, în așa fel încât unele descoperiri din biologie nu puteau fi făcute fără ca să se facă din punct de vedere fizic sau tehnologic o descoperire. De exemplu, am să vă spun că insulele pancreatice, unde secretă insulina, au fost descoperite oarecum întâmplător. Un mare clinician, anatom-patolog, Firkov, a vizitat și țara noastră pe la 1800 și ceva, a primit un nou microscop de ultimă generație și l-a încredințat unui tânăr, Paul Langerhans, care avea 25 de ani, i-a încredințat acest microscop și a spus: fă-ți teza de doctorat studiind structura pancreasului. Acest tânăr cercetător, care și-a făcut o lucrare de, cum sunt lucrările noastre de diplomă de sfârșit de facultate, a publicat o teză în care a descris că pe lângă țesutul majoritar din pancreas, organ care are cam 100 de grame, din loc în loc se găsesc niște aglomerări celulare care se numesc acum insulele Langerhans, dar pentru care ei nu știau, nu au dat niciun fel de semnificație, pentru că la acea vreme nu se știa că diabetul este legat de pancreas. Numai după ce maestrul lui Paulescu la Paris, Etienne Lansereau, pe baza unor confruntări anatomoclinice, a observat că pancreasul acestor pacienți cu diabet au niște modificări importante, atunci și-au adus anatomiștii aminte de lucrarea lui Langerhans și au zis: domnule, dacă pancreasul este organul interesat în diabet, atunci produsul acela antidiabetic s-ar putea să fie secretat de celulele acelea care fuseseră desprinse și uitate cu 30 de ani înainte. Iată deci cum microscopul și dezvoltarea tehnologiei acesteia a făcut posibilă descoperirea acestor insule. Pe de altă parte, noțiunea de hormon a fost introdusă de-abia în 1902, când doi cercetători englezi, Bayles și Starling, au descoperit secretina din mucoasa duodenală. Din acest moment a început să fie vehiculată ideea că pancreasul secretă ceva care previne apariția diabetului. Și vreau să vă spun că nu numai Paulescu, au fost citați 400 în 1910 deja, într-o lucrare publicată de un american, erau enumerate 400 de lucrări care se refereau la acest subiect, unele dintre ele vizând descoperirea unui tratament, altele dintre ele, așa cum a fost și cea lui Paulescu, vizând descoperirea hormonului care este secretat de pancreas și care are proprietăți antidiabetice. Acest lucru, deci, interpătrunderea între dezvoltarea tehnologică, apoi genetică, biologia moleculară, și aici fac paranteza că, de exemplu, George Emil Pallade, care a luat în 1974 premiul Nobel pentru descoperirea ribozomilor, acele structuri unde se produc moleculele de insulină, locul, sediul acesteia, iar a fost un reper în biologia modernă și iată, el era un fel de anatomopatolog, un histolog care studia și deschidea calea biologiei. Iată de ce premiile Nobel atribuite pentru chimie uneori sau pentru fizică alteori au avut importanță mare și în descoperirea și descifrarea mecanismului diabetogen, mai ales faptul că în 1956 premiul Nobel a fost dat pentru descoperirea secvenței aminoacidice a insulinei făcută de Steiner, un cercetător din Marea Britanie. Apoi alt premiu Nobel a fost dat pentru descoperirea genei insulinei. Apoi alte premii Nobel au fost date pentru imunologia, care este defectele imune, care sunt implicate în distrugerea celulelor beta-pancreatice. Iată deci că din domenii diferite au venit, dacă vreți, este ca un tablou care a fost secționat în 7 bucăți și a fost împrăștiat în lume. Ca să dea imaginea de ansamblu, trebuie să regăsești și să pui la locul lor fiecare fragment din acel tablou, care îți va reda imaginea reală a ceea ce a fost tabloul sau este tabloul inițial. Tot așa, fără contribuția și fără punerea la un loc, fără ancorarea uneia în alta, aceste științe nu ar fi putut să rodească așa cum au rodit până în zilele noastre. Aș mai face o mențiune. Aș mai face o mențiune poate surprinzătoare că în ultima vreme, sigur, avântul geneticii este extraordinar. Cele mai multe premii Nobel au fost atribuite în acest context, de la descifrarea primelor mecanisme și structuri moleculare de care e legată originea vieții și genomul uman. Sigur, s-au făcut mari progrese și în momentul de față s-a putut scana genomul uman, de la care s-a așteptat foarte mult. Din păcate, descifrarea aceasta, care este o performanță tehnologică, nu a avut încă o aplicabilitate practică nici în descifrarea mecanismului bolilor, nici în aplicarea clinică. Poate că ele vor veni la timpul lor. Și noi avem o grupă mică de cercetători, este un tânăr postdoctorand acum într-o echipă pe care am alcătuit-o în jurul unui proiect idei denumit, care a fost câștigat la competiția de la Ministerul Educației și Cercetării, în care încercăm să precizăm care este structura cromozomilor din nucleul celulelor, pentru că aceasta nu se cunoaște cu precizie. Știm că avem 23 de perechi de cromozom, dar nu știm cum sunt aranjați acolo în interiorul nucleului. Nu știm cum funcționează, nu știm cum se desfășoară, cum se influențează, cum mediul influențează genomul, cum se transmit unele defecte genetice. Și noi sperăm că pe baza analizei unui număr mare de pacienți, pe baza inventariului biochimic și pe studiu genetic paralel, vom putea, poate, într-un interval de timp pe care destinul trebuie să ni-l acorde ca să putem duce la îndeplinire, și să descifrăm ceva care încă este incifrat. Pentru că genomul uman este ca un volum mare, scris cu niște litere pe care nu le știm și a cărui text nu-l cunoaștem. Deci, în primul rând, trebuie să văd literele care sunt asociate aparent haotic, dar nu știm limba în care ele au fost scrise și mai ales ce spun frazele, segmentele de genom, că 3 miliarde de litere. acele 3 miliarde de litere conțin toate informațiile conform căreia omul apare ca, cu arhitectura pe care o avem noi de multă vreme și care funcționează prin această permanentă mișcare din interiorul genomului care ne ține în viață și ne permite eventual să ne deplasăm de la București la Ploiești să ținem o emisiune pentru spectatorii de aici. De ce nu s-ar mondializa fiecare lucru din acesta? Pentru că poate că emisiuni interesante uneori se fac în orașe mai mici, unde liniștea este mai mare decât în orașele mari. Unde totuși se întâmplă ceva. Unde totuși se întâmplă ceva. Domnul academician, crede că Paulescu, în activitatea sa științifică de cercetare, s-a gândit vreodată la premiul Nobel? Nu. Cert, nu s-a gândit. Și n-a făcut-o niciodată, pentru că era de o modestie păguboasă pentru noi ca țară. Statura morală a lui Paulescu depășea cu tot ce el nu și-a făcut nicio publicitate, din păcate. Și nu credea că munca lui pe care o investea într-o descoperire, a făcut multe descoperiri care meritau să fie premiate. De exemplu, dacă una din acele mari descoperiri ale lui, de exemplu cancerul. El este primul care a demonstrat că până la el se considera cancerul este o singură boală care apare oriunde în organism. Nu, el a zis că este specifică țesutului din care apare. Un lucru foarte important pentru timpul respectiv sau, de exemplu, pentru că în ansamblul său de cercetări era nevoie de o abilitate mare chirurgicală. Se lucra pe câini. Ca să facă pancreatectomia totală, care e o condiție sine qua non, spune el, adică obligatorie ca să apară diabetul, așa cum s-a dovedit, trebuia să facă microchirurgie. Și în 1897 deja, împreună cu Reynier, un chirurg din Franța, ei au publicat o lucrare privind sutura cap la cap a duodenului, a ureterului și a venelor, canale prin care se scurge un lichid biologic, spun ei. Ori aceste descoperiri sunt atribuite până în 1936 altora, deși ei au publicat cu desene, cu tot aceste lucruri. Făcea lucruri extraordinare, făcea cateterisme periferice care ajungeau până în vena hepatică, asta la sfârșitul anilor secolului XIX. A descoperit originea glicogenului din ficat, lucru care se scrie în cărți, dar nu se pomenește cine a făcut descoperirile respective. El lucra din curiozitatea științifică, din dorința de a cunoaște mai bine, din dorința de a înțelege mai bine bolile, nu ca să primească o recompensă. Totuși, în momentul în care pentru descoperirea lui altcuiva i s-a atribuit meritul acesta, el știind că el a făcut lucrul ăsta, i s-a părut ca o treabă inacceptabilă. Nu că a fost atribuit, că n-a fost atribuit, putea să nu se atribuie premiul Nobel. Dar dacă se atribuie un premiu Nobel, trebuie să atribuie celui care a făcut o asemenea. Și el și-a dat seama mai bine decât oricine că descoperirea insulinei a necesitat 15 ani de muncă. El nu dorea această recompensă, dar în același timp, în momentul în care această muncă, recompensa pentru această muncă s-a dat unor impostori care el era sigur că știau și se dovedește și în prezent că toți 3 din Canada, din coșul cu crab din Canada, toți 3 știau, cunoșteau lucrarea lui Paulescu. Au citat-o greșit, au mistificat-o, au eludat-o, mă rog, în tot felul, dar au prins să o menționeze într-una din lucrările lor, ceea ce înseamnă că o cunoșteau, mai ales că Paulescu i-a trimis lui Banting lucrările lui și există scrisoarea lui Paulescu, la care Banting n-a răspuns. De ce? Că n-avea ce să răspundă, el avea interesul să pună mâna pe premiul Nobel și premiile Nobel au un principiu, odată acordate, nu mai pot fi renegociate sau revizuite. În așa fel încât această rușine mare pe o emblemă atât de frumoasă cum sunt premiile Nobel, probabil că va rămâne ca o pată în memorie și ca un avertisment pentru viitor, că atunci când se atribuie un premiu Nobel, într-adevăr, trebuie judecată foarte atent contribuția celor care muncesc zi și noapte într-un domeniu. Domnule profesor, a scris o carte pe care nu am menționat-o, rog camera să mai luăm o dată un prim plan, Insulina, descoperirea medicală a secolului aparține românului Paulescu, o afirmație în titlu. Am văzut pe coperta a patra un text frumos semnat de academician Ștefan Milcu. Mi-ați permis o întrebare, mi-ați oferit-o cu dedicație, vă mulțumesc foarte mult, este o carte de raftul întâi al unei biblioteci. Cu ce sentiment ați scris această carte, dumneavoastră care căutați adevărul, dumneavoastră care ați răscolit arhive, bine documentată, am văzut scrisori. Cred că este normal să spunem și telespectatorilor noștri ce ați simțit când ați scris această carte. Deci, vă spuneam că la întâlnirea pe care am avut-o cu profesorul Pavel și am încercat să înțeleg activitatea asta pro Paulescu. L-am văzut, sigur avea 96 de ani, destul de pesimist în ceea ce privește viitorul descoperirii insulinei și spune undeva, am dedicat ultimii ani din viața mea promovării ideii că insulina a fost descoperită de Paulescu. După toate eforturile mele, constat în prezent că lipsa de recunoaștere se datorește unei lipse de etică științifică în comunitatea internațională. Sigur că eu l-am întrebat cum vede în viitor și i-a spus Paulescu, mare om, biet om. În sensul că a făcut foarte mult, dar că este sub vremuri și nu el a fost deasupra vremilor, așa cum cronicarul probabil că bine a spus. Totuși eu am spus un lucru. Domnule profesor, dacă ăsta e adevărul și ăsta este adevărul, nu se poate ca el să rămână acoperit pentru totdeauna. Este ca o lumânare aprinsă, acoperită de un capac. Trebuie să dăm jos capacul. Asta este sarcina noastră. Și apoi lumina se vede și se va vedea. Așa se explică această primă lucrare, apoi a urmat multe altele intervenții. Ultima a fost la Congresul de Istoria Medicinii de la Barcelona de câteva luni în urmă, unde lucrarea pe care am prezentat-o cu cele două etape ale descoperirii insulinei, schimbarea paradigmei, că e o tulburare a întregului metabolism energetic și descoperirea insulinei, a primit și un premiu al Congresului, ca recunoaștere a acestui lucru și în ciuda faptului că datorită unei concepții antisemite pe care el a promovat, din păcate, puțin excesiv în unele broșuri, de altfel niște broșurele urâte, tipărite pe niște o hârtie destul de mai proastă decât cea de ziua. Da, el a fost un naționalist excesiv în sensul că el a perceput numărul mare al evreilor din perioada respectivă ca un pericol pentru națiunea română. Asta a fost percepția lui, motiv pentru care a militat nu pentru exterminarea, niciodată n-a fost vorba de așa ceva, dimpotrivă el a spus, am putea să-i ucidem precum legea lor ne-ar permite, scris în Talmud, nu, pentru că noi suntem creștini și noi trebuie să-i tratăm ca pe copiii lui Dumnezeu. Deci acest lucru m-a lămurit că, sigur, a fost o teamă, poate exagerată, de circumstanțele existente în perioada respectivă în care în Europa se petreceau atâtea lucruri și dezastrul războiului care a venit peste noi. Sigur că aceste excese sunt regretabile, nu le acceptăm, dar ele n-au nimic a face cu cercetarea științifică a lui Paulescu, care este extraordinară. Nu există altă personalitate românească care să fi făcut atât de mult pentru știință, atât cât a făcut Paulescu, și faptul că noi am republicat Tratatul de Fiziologie Medicală după 70 de ani de la prima lui publicare și că se dovedește valabilă și astăzi, și cu o prefață în care am menționat cele 20 de priorități ale lui în activitatea științifică, dovedește că este cea mai complexă, dacă vreți, personalitate a medicinii românești, despre care se va vorbi, s-a vorbit poate cel mai mult, se vorbește, se va mai vorbi. Probabil că este înscrisă în destinul său această pedeapsă că a descoperit un secret foarte bine păzit al vieții, acela al motorului care întreține viața în organismul unei viețuitoare și al unui om. Câteodată m-am gândit că probabil că asemenea mari descoperiri nu erau permise și trebuia cineva să fie pedepsit pentru îndrăzneală, așa cum a fost pedepsit Prometeu, că a adus focul pe pământ, probabil că a fost pedepsit și Paulescu, că a adus cunoașterea motorului vieții prin descoperirea insulinei. Domnule academician, vă rog, aveți ultima verbă, nu înainte de a vă mulțumi pentru efortul dumneavoastră de a fi alături de noi în această emisiune Confesiuni Academice. Suntem într-o perioadă destul de agitată, dacă vreți, și bulversată economic și politic. Politicienii se zvârcolesc fără să țină seama de faptul că ar trebui să fim mai uniți într-o perioadă în care, iată, România a trecut printr-o criză mai puțin simțită decât este în Grecia, fondatoarea civilizației moderne. Ar trebui mai multă liniște, mai multă înțelegere și această atmosferă de înțelegere cred că ar fi propice și pentru cercetările din laboratoarele noastre. Vă propun ca peste un an, sau poate doi, să revenim cu amănunte privind cauza primară a diabetului zaharat, pe care o studiem, să termină și proiectul nostru de cercetare. Eu cred că suntem pe drumul corect și am intuiția că românii vor ști să aleagă din ceea ce este mai bun în România pentru viitoarea perioadă. Nu spun care e direcția, ei o știu mai bine, dar să se gândească la binele acestei țări, la stabilitatea ei, la ceea ce a fost făcut bun pentru ea cu sacrificiile care a trebuit ca fiecare dintre noi să le facem și să se înțeleagă un lucru că nu este ușor să treci printr-o mare furtună. Dacă ai ajuns la țărm cu barca, în siguranță este bine. Și sper că acest bine să se multiplice și și oamenii să înțeleagă, mă rog, că România are nevoie de multă solidaritate și de mai puțină energie consumată în talk show-urile agresive și care promovează prea mult răul și neînțelegerea, prea puțin realizările, prea puțin munca de cercetare științifică, prea puțin realizările românilor, care nu sunt puține într-un teritoriu care a fost bătut pe toate vânturile. Domnule academician, vă mulțumesc sincer pentru participarea la emisiunea noastră. N-ar fi rău să fie bine. Stimați respectatori, ne luăm la revedere pe săptămâna viitoare. Vă spune realizatorul emisiunii Confesiuni Academice, Liviu Dumitrascu. Bună seara!